Tabăra de creație Muntele Vrăjit ajunge anul acesta la cea de-a 7-a ediție. Evenimentul va debuta mâine după amiază, când cei 80 de participanți înscriși vor pleca la Gledin, Comuna Monor, județul Bistrița Năsăud. Aceștia sunt angajați ai instituțiilor de cultură din municipiu, dar și iubitori ai frumosului. Tabăra este organizată de Primăria și Consiliul Local Reghin, Biblioteca Municipală, Casa de Cultură a Tineretului, Centrul Cultural Gledin și Biserica Ortodoxă din localitate, Muzeul Etnografic și Asociația Culturală Moșteniri Mureșene. Sunt mai multe secțiuni. Secțiunea Pictură-Icoane, coordonată de doamnele profesoare Daniela Friciu și Iacob Stela. Aici avem 25 de colegi și mai tineri, dar și de o vârstă cu noi, care se inițiază în acest meșteșug al picturii icoanelor pe sticlă. Avem un colocviu profesional cu bibliotecarii din județul Mureș și avem o altă secțiune, terapii complementare. Pe întreg parcursul taberei, participanții vor avea parte de momente de relaxare, cum ar fi vizionări de filme și spectacole, așa încât nici participanții și nici sătenii nu se vor plictisi în cele 4 zile. În fiecare seară va fi un concert, muzică populară, Viorel Spânu, solist de muzică populară de la Bistrița, Maria Neag, Cornelia Ardelean, și avem o colaborare cu ansamblul Baltagul din Monor. Vom reuși să mulțumim sătenii și cu spectacole folclorice. De asemenea, vom proiecta seara filme, comedii românești. Șederea participanților la tabără va fi asigurată de localnici. 10 de familii din sat s-au pregătit așa cum se cuvine pentru a-și întâmpina oaspeții și a le oferi cele mai bune condiții. Dacă sunteți curioși de activități, nu ezitați să dați o fugă până la Gledin. Puteți folosi mașina personală ori mijlocul de transport în comun. Odată ajunși acolo, buna dispoziție este asigurată.